să iei acest antrenament te va ajuta să îți mărești fesele în 14 zile. Este un challenge pe care vreau să-l faci împreună cu mine dacă vrei să obții rezultate uimitoare. Pentru acest antrenament voi folosi aceste benze la gymbeam.ro care mă vor ajuta să pun foarte multă intensitate pe fese și să le lucrez foarte bine. Așa că dacă lucrezi de acasă, achiziționează-ți niște benzi dacă vrei să lucrezi mult mai intens. Pentru aceste benzi vei găsi link și cod de reducere în descriere și vei găsi foarte multe antrenamente pe pagina mea de YouTube cu aceste benzi. Înainte să începem, dacă ești mai aici pe pagina mea de YouTube, nu uita să te abonezi pentru că sunt aici aproape zilnic cu antrenamente noi pentru voi și vă va ajuta să obțineți corpul dorit. Iar acum, haideți să trecem la treabă și haideți să ne mărim fesele. Foarte bine, pentru primul exercițiu vreau să pui banda puțin mai sus de genunchi. Dacă nu ai bandă, poți să faci acest antrenament și fără bandă, însă banda te va ajuta să simți exercițiile mult mai intense. Și pășim din lateral în lateral, în poziția de genoflexiune, încerc să stai cât mai jos, pașii cât mai în lateral și vreau să stai cât de jos poți ca să putem lucra foarte bine fesele. Flexiune. Mai avem 10 secunde, te descurci foarte bine. Foarte bine. Din nou lași banda puțin mai sus de genunchi. Pentru acest exercițiu poți să te sprijini de perete sau ce este lângă tine și duci piciorul drept în spate. Îl ții acolo 3 secunde. Revii ușor înapoi. Împingi bine. Stai acolo, revii. Picior, 45 de secunde, duci piciorul în spate, îl ții acolo 3 secunde, revii ușor înapoi și vreau să împingi bine piciorul cât de sus poți. Banda puțin mai sus de genunchi și ridici fesele de la saltea, împinge sus, le încordezi foarte bine, pășești în lateral, revii, pășești în lateral, revii și repezi de la început. Încordează bine fesele când le ridici în sus. Name.
sus de genunchi și din nou ducem piciorul drept în spate, îl ții acolo puțin, trebuie ușor înapoi, însă vreau să împingi bine piciorul, apoi revii cu el puțin mai relaxat înapoi. Repetăm pe acest picior 45 de secunde. Cât mai sus, împingi bine piciorul în spate și revii cu el relaxat înapoi. Și te lași ușor cu fețele aproape de saltea, împingi, le încordezi bine, revii și repezi la început. Vreau să ridici fețele sus până ajungi cu corpul în poziția din care ai plecat. Te duci cu fețele cât mai aproape de saltea, cu cât te duci mai aproape de saltea, cu atât pui mai multă presiune pe fețe. End up empty. Oh, I wanna know. Won't you let me know? Where do you hide when you leave me wasted? Oh, I wanna know. Where won't be lovers when we count down? Tell me when to stop. Tell me when to stop, babe. Just keep on. Foarte bine. Următorul exercițiu. Pui banda puțin mai jos de genunchi. Rămânem pe spate. Și depărtezi picioarele bine, le apropii, le depărtezi din nou foarte bine, cu cât le depărtezi mai bine, cu atât vei pune mai multă presiune pe fese. Următorul exercițiu,
lași banda unde este, sprijini pe călcâie cu picioarele puțin depărtate și împingi fesele de la saltea în sus, le încordezi bine, revii ușor înapoi, vreau să faci mișcările ușoare și să încordezi foarte bine fesele. You deserve a better man. Let me just hold your hand once more. Ooh, 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 I wanna take you out. Ooh, 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 show you what I'm all about. Ooh, 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 make up for what we lost. Tonight is the night that we're gonna fall in love. I don't care about you and him. I don't care about what has been. I only care about your soft skin, 'cause we're still sleeping in my head. I don't care about you and him. I don't care about what has been. I only care about your. Foarte bine, următorul exercițiu. Lași banda unde este, picioarele pe saltea și din nou ridici fesele de la saltea în sus. Însă când sunt sus, depărtezi genunchii, îi apropii, revii ușor și repezi mișcarea. Încordează bine fesele când sunt sus, le relaxezi când le duci în jos. There's a new part of me, a part I want you to see. You haven't seen the best of me, I know. Try to fool yourself, like you love somebody else, but you and him will never feel the way we do. Ooh, 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 I wanna take you out. Foarte bine, următorul exercițiu, ne ridicăm sus în picioare, din nou banda puțin mai jos de genunchi, picioarele depărtate și te duci ușor în jos până ajungi cu fesele la nivelul genunchilor, dublezi mișcarea acolo. Revii ușor înapoi sus, repetăm 45 de secunde. Picioare lipite și depărtăm doar genunchii, banda puțin mai sus de genunchi. Depărtezi bine genunchii, cât de sus poți până simți că acela este maximul. Revii ușor înapoi. Repetăm 45 de secunde. So hard, being drawn to you so easily. I am stuck in a loop of chemicals. What's the point? Never call me. And then I see you on the street. Said your heart just skipped a beat, and that you miss me. It's always the same story with you, but I just cannot refuse you. I'm sad after this time. Foarte bine, ne întoarcem pe partea cealaltă. Facem exact la fel, 45 de secunde. Vreau să depăftezi genunchii cât de mult poți. Vreau să faci mișcările ușoare, să te concentrezi, să ridici piciorul cât mai sus. Sus în picioare,
și pui banda puțin mai jos de glezne. Iar acum pășim din lateral în lateral cu mișcări ușoare. Încearcă să stai cât mai aplecat. Știu că este greu să stai în poziția de genoflexiune, însă încearcă să stai puțin aplecat și pășește cât de în lateral poți. Multă presiune pe fese, așa concentrează-te să stai cât de aplicat poți. Acela doare puțin. Următorul exercițiu, pui banda puțin mai sus de genunchi și facem genoflexiuni în lateral pe acest picior, adică pășești în lateral, revii înapoi, pășești în lateral. Doar pe acest picior 45 de secunde. Foarte bine, facem exact la fel pe celălalt picior, pășim în lateral, genoflexiune, revin apoi, pune banda puțin mai sus de genunchi. Încerc să ridici piciorul cât mai sus. Cu cât îl ridici mai sus, cu atât vei pune mai multă presiune pe fese. Pe celălalt picior, din nou sprijină-te de ceva dacă simți nevoia sau dacă nu poți să ții echilibru, banda la nivelul gleznelor și duci piciorul drept în spate. Dacă ți se ridică banda în sus, pune-o înapoi, jos. Another broken plate, another called off date. We never seem to get it right. Another heart attack, words that we can't take back. We are the reason opposites attract. Once you slam the door on the second floor, I regret it all. When I think it through, I can. Foarte bine pentru următorul exercițiu.
exercițiu și ultimul exercițiu. Banda puțin mai jos de genunchi. Ne așezăm în poziția de genoflexiune și depărtăm genunchii. Revii ușor înapoi. Îi depărtez cât mai mult. Încă 15 secunde, te descurci foarte bine, mai avem puțin. Empty without me, you say. Can't you just magically turn up in mine? Then you knock on my door on the second floor and I feel okay. Foarte bine, te-ai descurcat foarte bine. Sper că ți-a plăcut acest antrenament. Și nu uita, dacă nu ai bandă, poți să faci acest antrenament și fără bandă. Însă benzile te ajută să pui mult mai multă intensitate și să îți crești fesele, așa că sugerez, dacă ai ocazia, să le achiziționezi. Cum am spus și la început, benzile pe care le folosesc eu sunt dintr-un material foarte rezistent și pun foarte multă presiune pe fese, așa că vei găsi link și cod de reducere în descriere. Dacă vrei să lucrezi mai mult cu mine, vei găsi aici în lateral și pe pagina mea de YouTube multe alte antrenamente pe care le poți face acasă, fără niciun fel de echipament sau cu basic echipament, cum ar fi benzile. Dacă aceasta a fost prima dată când te-ai antrenat cu mine, nu uita să te abonezi la pagina mea de YouTube, m-ar ajuta foarte mult și sunt aici aproape în fiecare zi cu antrenamente noi pentru voi. Vă pup și ne vedem data viitoare!